Și atunci e important să avem un rol pe măsura, să spunem, deciziei noastre și să aprobăm în așa fel organigrama și tot ce înseamnă o direcție subordonată, după cum considerăm noi că trebuie să funcționeze. Evident, respectând toate amendamentele și toate propunerile noastre. Având în vedere că a fost aprobat amendamentul, vă întreb dacă mai există alte amendamente sau propuneri pentru a le supune la vot.